Până pe 14 iunie se fac înscrierile la evaluarea națională la nivelul județului Prahova. Sunt așteptați la acest examen aproape 6700 de elevi. Tinerii spun că mai au doar de recapitulat materia până când vor da probele scrise. Eu personal mă consider foarte pregătit, am depus foarte multă muncă anul acesta. Teste la română, la matematică, teste lucrate de anii trecuți. Toate ce mai ai de făcut până dai examen? Cred că e important să ne trezim la ora 9, să ne apucăm de teste, să lucrăm în continuare, pentru că până la urmă, dacă ai lucrat tot anul și nu lucrezi acum, ai lucrat practic degeaba. Mă pregătesc zilnic, am câteva ore în care fac teste, repet materia la limba română și cam 2-3 ore, pentru că am tot acumulat pe parcursul anului materia și am învățat din scurt. Este o materie la care ai cele mai mari emoții? Nu, mă simt destul de pregătită. Profesorii noștri ne-au pregătit din timp și ne-au predat, ne-au ajutat când am avut nevoie și simt că nu mă simt nepregătită. Mă simt foarte pregătită. Ce mai ai de făcut? Să mai recapitulez. Important este să mențin munca pe care am depus-o tot anul ăsta și toți anii până acum, ca să reușesc să iau la examen notă maximă. Îți vine să crezi că se termină această etapă din viața? Nu, nu-mi vine să cred. Dintre a cincea până acum a trecut timpul foarte repede cu pandemia, cu probleme, dar acum e bine, sunt foarte fericit că am trăit această perioadă. Te-ai gândit și la ce liceu vrei să intri? Da, aș vrea să intru toți la noi, la Nichita Stănescu, pentru că e un liceu foarte bun. Acum că luăm vacanță, bine, consider că dacă până acum nu te-ai pregătit suficient pentru evaluare și te pregătești în vacanță, nu prea mai are... Suficient. Da, nu e suficient. Adică e, acum, pe timpul vacanței, este bine să recapitulezi, nu să înveți. La ce materie ai tu emoții? Probabil la matematică, pentru că știu că sunt multe capcane, deși sunt, am destulă încredere și la matematică și la română, pentru că am învățat destul de mult în toți anii. La ce liceu vrei să ajung? Tot aici, tot la Nichita Stănescu, pentru că pe lângă colegii pe care am avut în gimnaziu, m-am atașat foarte mult și de profesori și de școală în total. Pe 25 iunie, absolvenții de clasa 8-a vor da proba scrisă la limba română, iar pe 27 iunie, cea la matematică. Primele rezultate se afișează pe 3 iulie până la ora 14, iar cele finale după soluționarea contestațiilor pe 9 iulie.